Vreau să fiu herstilist. Un herstilist este cineva care se specializează în tăierea, colorarea și aranjarea părului pentru a îmbunătăți sau a menține înfățișarea unei persoane. Uniforma herstilistului Un herstilist poate purta orice dorește ca să se simtă confortabil sau o uniformă impusă de salonul unde muncește. Când lucrează, își pune un șorț, mănuși și o bonetă, ca să nu se murdărească. Această meserie combină partea artistică cu latura umană. Ca urmare, stiliștii care știu să îmbine tehnica cu o poveste frumoasă și pasiune pentru oameni sunt foarte căutați. Instrumentele herstilistului Foarfeca pentru a tăia sau a scurta părul. Diverse tipuri de piepteni ca să pieptene părul. Șampon și balsam ca să spele părul și să-l dea cu balsam. Substanță de întins sau de ondulat părul, pentru ca să întindă sau respectiv să onduleze părul. Fixativ de păr, pentru a fixa coafura ceva mai mult timp. Alte accesorii, pentru a ornamenta coafura cu ele. Îndatoririle herstilistului să tundă și să coafeze părul, să înțeleagă nevoile clientului și să-i ofere rezultatele dorite, să învețe și să se perfecționeze în ultimile stiluri la modă, să coafeze părul cu diverse cute, bucle, să-l îndrepte, să-l împletească, etc. Să sugereze clientului cum să-și mențină părul sănătos în continuare. Știați că o șuviță de păr este mai puternică decât un fir de cupru cu același diametru. Fiecare fir de păr poate susține o greutate de 100 de grame, ceea ce înseamnă că podoaba capilară a unui om poate susține greutatea a doi elefanți.